Da, am revenit în direct, vă reamintesc invitatul meu din această emisiune, domnul profesor Mircea Costache. Reamintesc de asemenea, cei care sună în direct primesc o invitație la teatru săptămâna viitoare, la Teatrul George Ciprian. Este săptămâna teatrului tânăr, săptămâna comediei, iată, ne mai descrățim frunțele. Mai citesc puțin și din mesajele trimise de dumneavoastră. Apa murdară venea de obicei în ajun de Paște sau de Crăciun sau anul nou seara, iar la acea oră nu puteai apela la dispeceratul companiei, sau nu puteai apela decât la dispeceratul companiei de apă, nu și la protecția consumatorului. Suna telefon acolo. Eu personal am făcut în jur de 10 reclamații la dispecerat, dar fără a se lua nicio măsură. V-aș ruga să inițiați un forum pe care să preluați mesajele cât mai rapid. Am avut și 3 vizite la compania de apă la dispecerat, iar la al 4-lea apel dispecera m-a întrebat până la urmă ce vreți și am răspuns că am nevoie de doar 2-3 litri de apă pentru a mă bărbieri. Și dacă nu pot asigura la robinet, atunci să vină ei cu un pet de 5 litri la mine acasă pentru a rezolva situația. Ne întrebăm cu domnul al mesaj, cu domnul Șerban de la primărie, dar cei de la piețe și o boare în urma hotărârii Curții de Conturi, ce fac? Da, una e Curtea de Conturi, alta este hotărârea justiției. Stai puțin, dar există procese și în afară de Curtea de Conturi, în justiție și cu piețe. Da, nu s-a ajuns la o decizie definitivă, să zicem, da? Trimiteți-i pe cei de la ISU și în piețe și în Talcioc, ferească Sfântul să ia foc o mașină de pe acolo. Mai luăm un telefon în direct și apoi mai revenim și la mesajele dumneavoastră. Bună seara, spuneți, vă rog. Alo. Sunteți în direct. Seara. Spuneți. Bună seara dumneavoastră și invitatul dumneavoastră. Aș vrea să revenim un pic la subiectul de mai înainte până în publicitate. Aș vrea să vă contrazic un pic pe domnul profesor. Da. Cu tot respectul pe care îl port, dar cred că s-a grăbit un pic când a făcut o afirmație care, după părerea mea, nu este cea corectă. Care? La ce mă refer? Da. Mă refer la numărul de reclamații pe care s-au făcut la OPC. Să știți că numărul de reclamații care se face la OPC și oriunde contează foarte mult. Să vă dau exemplu cel mai concret, că dacă în piața universității sau în Buzău sau oriunde erau 20 de persoane care strigau, nu știu ce strigau, nu-i băga nimeni în seamă. Când sunt 20.000, îi bagă cineva în seamă. Deci numărul contează. Da, aveți dreptate. Dacă buzoienii făceau reclamații la OPC în număr foarte mare, eu cred că măsurile erau altele sau sigur trebuiau să fie altele. Nu, m-am referit la faptul că este nesemnificativ că foarte mulți sezează același lucru, dar nu catadixie să se apuce să-și scrie, să-și înregistreze. Că fenomenul este mult mai amplu decât alea 11. Dar domnul meu... Că nu contează numărul. Că sunt 10, că sunt 11. Nu, fenomenul e mult mai amplu, am spus. Sunt oameni acasă care gândesc și văd la fel. Da, am înțeles. Domnul meu, dumneavoastră ați face reclamații la protecția consumatorului, dacă v-ar curge la robine, dumneavoastră, v-ați mai duce să mai faceți reclamații? Eu, sincer, n-ați mai face pentru că știu că o fac degeaba. Dacă o facem 20 de persoane, o facem degeaba. Dar haideți să o facem câteva sute. Și credeți? Credeți? Să vedeți că va fi cu totul altceva. Da, e o părere, părerea dumneavoastră. Eu zic că și dacă o facem câteva mii, tot nu se întâmplă nimica. Auziți, asta este o speculație. Haideți să facem și vedea. Nu, este părerea mea, da, bineînțeles. Unii au dat telefoane de câte 10 ori și n-au înregistrat una. El nu apare cu niciuna și a dat săracul telefoane la dispecerat până n-a mai putut. Da. Ce e scris, rămâne scris. Și aia e adevărat. S-ar putea să aveți dreptate dumneavoastră, dar noi doar... Să se trezească într-o zi, că ea stupă... Gândiți-vă că apa curge neagră în tot Buzăul și dacă s-au făcut 12 reclamații din atâția care... Nu, da, a fost și 28 în urmă. Nu este puțin, este foarte puțin. Da, bun, dar până la urmă, pentru cele 12 reclamații care s-au făcut, da? S-au dat avertizmente.
Păi nu, dar stați puțin, s-au dat două avertizmente în 10 ani. Ce părere aveți despre chestia asta? Nu? Ați văzut că a scăzut de la an la an, au scăzut reclamațiile? Eu zic că cei care sunt buzoieni să mobilizeze, să facă reclamații în fiecare săptămână, că apa este neagră. Și da, atunci vom vedea care vor fi măsurile care se vor lua. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. La revedere, așadar, faceți reclamații, dragi buzoieni. Poate, cine știe, să ia vreo măsură. Bun, foarte rapid, domnul profesor, că mai avem doar 10 minute din această emisiune și a zis noastră că aveam subiecte pentru 3 ore, dar asta e. Haideți să vedem ce se întâmplă pe terenul de sport de la liceul Henri Coand, acum fost CFR. Diverse animale vin și pasc pe terenul respectiv, oi și curci, ăsta este terenul de sport. Vedeți, are gazon, din câte am vorbit eu cu profesorii de acolo și ar fi dorit să facă ora de sport pe terenul ăsta respectiv, să joace băieții de acolo, că au mai mulți băieți, să joace băieții fotbal, dar nu pot. De ce? Haideți să vedem imaginea următoare, de ce nu se poate face sport pe terenul ăsta. Iată, vedem aici niște animale, da? Niște oi care vin și pasc pe terenul respectiv. După ce, sau în același timp, concomitent cu oile, vedem și niște, iată, filmate și mai de aproape oițele respective. Ele evident n-au nicio vină, dar vedem și alte dobitoace de pe în curtea omului, niște curci de data asta, niște găini și așa mai departe. Problema care se pune, domnul profesor, este terenul liceului și al municipalității. Animalele respective sunt ale unui vecin, da? Care zi de zi trimite animalele pe terenul respectiv. Un caz foarte banal. Cum, mai spuneați dumneavoastră, domnule, toate nimicurile așa pe care le prezentă. Dar iată, și un nimic din ăsta sau nici măcar un nimic din ăsta nu poate fi rezolvat la, Buzău. Un telespectator mai bine informat ne-a și spus, adică cei de la liceu n-au nici măcar curajul să vină și să reclame lucrul ăsta oficial. Le e frică ce? Că mănâncă bătaie de la proprietarul respectiv. Așa m-a ajuns la Buzău. Cine scrie? Un telespectator. Imediat mai luăm și alt telefon. Terenul pe care are vecinul liceului ferma a fost concesionat de primăria acestuia, deci alt teren de vis-a-vis, lângă calea ferată. Vecinul se numește Adrian Popa și este fiul fostului colonel de poliție Moise Ion. Acest Popa are în momentul de față mai multe microbuze și autobuze pe rutele din afara municipiului, dar și pe traseele de maxi-taxi din municipiu. De regulă, microbuzele au numere de înmatriculare cu terminația AUT. Este prieten bun cu cei de la PSD și bine cunoscut în primăria Buzău. În campania electorală a făcut reclamă celor de la PSD și a transportat caravanele electorale. Telespectatorul nostru dă și răspunsul ce ar trebui făcut. Ce contează cât de mare este terenul sau de mic? Contează că ar trebui să aibă un gard bun, cel puțin acolo unde se învecinează cu terenul domnului Popa Adrian. Se încalcă o proprietate, iar primăria ia apărarea celui răspunzător de acest lucru în mod surprinzător. Un edil adevărat ar fi trebuit să declare doar atât: vom dispune împrejmuirea terenului liceului, iar proprietarul terenului învecinat va fi avertizat să țină păsările și animalele pe terenul său. Dar cred că în curând primăria Buzău îi va ceda terenul respectiv domnului Adrian Popa. Profesorii se tem pentru că acest Popa are un comportament de infractor, inclusiv cu angajații sau concurenții lor. Ce spunea că cei de la liceu n-au curajul să declare lucrurile astea, că mănâncă bătaie și înțeleg că a fost și amenințat. Din nou, pot să folosesc acel clișeu, domnul profesor, că e tipic pentru Buzău? Pot. Se poate întâmpla, pentru că lipsa de reacție a instituțiilor, a organelor abilitate, lasă să se înțeleagă conducerea școlii, profesorii de educație fizică și sport, alte cadre care ar fi desfășurat acțiune în aer liber, să li se lasă să se înțeleagă că să nu se bage acolo, pentru că omul nu e singur și că e susținut și că amenințările cu ce se întâmplă la căderea întunericului
Sunt legitime pentru oameni, că ați văzut că e puțin izolat liceu în zona aia, când ești la ore târzii de acolo, poți să, nu de la respectivul, de la alții. Așa poți să se poate să ți se întâmple lucruri total neplăcute. Și atunci cineva, totuși, ar trebui să observe că există un teren de sport, că există niște copii, că există niște părinți ai copiilor și la toți părinții și la tot comitetul de părinți care face o sesizare la inspectoratul școlar și una la primărie și una la poliție. Așa că în, acasă, în bloc, copiilor nu prea unde se manifesta, la școală, pe terenul lor, pasc alte animale, atunci cred că una dintre soluții, ca să nu îi expui nici directorul școlii, directoarea, nici profesorul, pentru că nu are cine să-i apere, că ei n-au bodyguards, ei sunt niște oameni care trebuie să-și păzească bine capetele, pentru că sunt foarte mulți pe care îi iriți dintr-o vorbă, dintr-o notă proastă, dintr-un gest făcut față de un vecin cunoscut, spun unii, ca agresiv. Și atunci părinții, tot noi, publicul, marele public, așa cum ne place că unii au curajul să iasă în piață și să dărâme sistemul corupt din România, sau să încerce măcar, așa să încerce să își creeze și ei climatul normal pentru studiu și pentru activități recreative și sportive ale copiilor lor. Da, mă întreabă cineva, domnul profesor, dar gardienii de la liceu de acolo ce păzesc? Că își păzesc și, dar eu răspunsul pot să dau, își păzesc și spinarea, să nu ia cumva și bătaie. Gardienii nu cumva sunt tot în subordinea primăriei? Ba da. Și dacă oamenii se înțeleg foarte bine și se ajută la campanie electorale și se spune, lasă-mă, dă-i drumul acolo, așa, nu era așa un număr mare de animale care să justifice acolo o fermă sau o stână sau... Dar este așa un fel de... cum să spun eu, de instinct de posesie și de dezmăț și de încălcarea oricărei norme civice și, de, și legale de către unii care își permit așa ceva. Cât de greu, domnul, și cu acordul altora care le-au luat frica. Și direct, cu direcția școlii, și corpul profesoral, și mă surprinde chiar comitetul de părinți, pentru că fiecare clasă cu 20-30 de elevi are un grup de părinți important și un liceu întreg are un colectiv de părinți care poate să facă ceva. Da, mai luăm un telefon în direct în cazul în care telespectatorul mai este pe fir și ne cerem scuze că l-am ținut vreo 5-6 minute. Bună seara! Alo. Alo, bună seara! Deci ați prezentat clar o găinărie tipică de Buzău. Corect, o găinărie cu găini. Cu argumente, cu capre. Totul fortuit, inclusiv păzită, are efectivul, cred că, dat pe proces verbal, pe care o trebuie seara. Da. Deci, clar, deci așa ceva se poate permite numai aici și numai cu autoritățile care sunt și cu cei care sunt în funcție în autoritățile pe care le-ați prezentat. Mafia locală. Da, și iată, nu poate fi rezolvat acest caz. Adică da. Cât de greu e să... De aici rezultă că în piața Daciei ies copiii pentru că ceilalți respectă o lege, omerta, pentru că își păzesc poziția. Și fiecare, aici în Buzău se știe clar, care cu cine și cine cu care. Deci e clar. Da. Nu să mai pună întrebări de ce sunt numai copiii. Da. Și... Aștia săraci au văzut că o duc greu. S-a scumpit apa, s-a scumpit întreținerea, s-a scumpit o grămadă. Asta poate i-a determinat. Și faptul că colegi de-ai lor și prieteni de-ai lor au fost martori la evenimentul care a fost la București, la clubul acela. Vis-a-vis de OPC, vreau să vă dau un fapt. Aș vrea să vă sune cineva care i s-a rezolvat o problemă la OPC. Da. Eu, de exemplu, am avut o pereche de pantofi luată de la un producător care vinde pe lângă Clubul 22. M-am dus cu pantofii respectivi, fiind plezniți din cauza că asta a fost pielea pe care s-a folosit, care a fost folosit pentru confecționarea pantofului, și mi s-a spus că l-am rupt eu. Zic, domnule, aveți un specialist în marochinărie? Că avem. Bun. Poftiți, analizați și dați-mi un răspuns. Cu cerere, cu tot ce trebuie. Au trecut aproape 2 luni de zile fără niciun răspuns. M-am dus, mi-am luat pantofii și mi-am văzut de treabă. Așa s-a rezolvat problema la OPC Buzău. Da. În cazul meu. Da. Vreau să fie o persoană, doctor, nu ca teoreticianul care l-ați avut înainte, să spună clar, mie mi s-a rezolvat problema X și a fost cu rezultatul X.
Da. Și să vedem dacă există cineva care poate să spună treaba asta. Da, foarte bună sugestia dumneavoastră. Este ca o curiozitate. Da, și eu am curiozitate. Asta stăm gând la gând, domnule. Da. Mulțumesc frumos pentru intervenție. Și teatru. Da, și puteți primi, iată, am uitat, dacă veniți la sediul redacției noastre, primeți o invitație la teatru într-una din zilele săptămânii viitoare. Piesă de comedie, da? Într-o lume așa de încrâncenată de mai avem și de tristă avem nevoie și de comedie. Foarte rapid, ultimul material din această emisiune, câteva imagini filmate ieri de colegii mei în cartierul Broșteni, unde s-a asfaltat un șanț. Veți vedea și noastră, domnul profesor, cât de bine s-a asfaltat șanțul respectiv. E drept că s-a asfaltat cu chiu, cu vai, tot așa. În urma unor reclamații ale telespectatorilor din zonă făcută aici la Campus TV, au mers băieții și au asfaltat în urmă cu 3-4 săptămâni. Dar haideți să vedeți și dumneavoastră ce este sub asfaltul respectiv. Vă spune, domnul profesor, știți ce este sub asfalt? Aer. Ia uitați imaginile noastre. Vedeți deci este stratul respectiv de asfalt și acolo bași piciorul până la genunchi de desubt. Da? Asfaltare, cum îi zicem, la fel, tipică de Buzău. Mulțumesc frumos pentru prezență, domnul profesor. Vă mai uitați? Ia uitați. Da, am văzut. Ia uitați cum. Am văzut. Cred că este au ocolit hidrant sau gură de canalizare ceva. Rămânând să vină și să o definitiveze la urmă. Și așa au lăsat-o. Da. Să tot oprim cu bicicleta pe acolo, nu? Sau și dacă merge așa, adică pot, dacă merge așa, uite, pășești așa, uite, așa, încetișor, da? Depinde cât este de iluminată în timpul nopții, zona. Deci mai ales noaptea te poți trezi, nu? Până la brâu, la un moment dat. Hop, am căzut într-o groapă, credeam că sunt pe undeva. S-ar putea spune, deși suntem un popor inteligent, că din anumite puncte de vedere cam dăm în gropi. Mulțumesc frumos pentru prezență, domnul profesor. Mulțumesc și celor care au urmărit emisiunea noastră și astăzi, celor care au ne-au ajutat în realizarea emisiunii, trimițându-ne mesaje sau intrând în direct. Mai citesc un ultim mesaj. Am terminat liceul CFR în anul 2002. În perioada respectivă, vecinii din spatele terenului își țineau gâștele și curcile pe terenul de sport, dar văd că acum s-a evoluat. S-a trecut la oi și poate în viitor și la boi și vaci. Da. Deci progresăm până la urmă în România. Încă o dată vă mulțumesc că ați urmărit emisiunea noastră. Rămâneți pe Campus TV, urmează jurnalul. Până luni eu vă spun la revedere.